Ei, vă salut și bine ați revenit pe canalul meu. Videoclipul de astăzi este foarte interesant, așa că rămâneți cu mine până la final, fără să derulați. De asemenea, abonați-vă la canalul meu dacă încă n-ați făcut-o. Apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când eu postez. Vizionare plăcută! Elisabeta a călcat din toate puterile cu piciorul, mărâind și strângând pumnii de neputință. E imposibil să vorbesc cu tine. Fiecare cuvânt pe care îl spun se întoarce împotriva ta. Nu poți să mă asculți măcar o dată și să înțelegi ce vreau să-ți spun. Anatolie și-a privit furibun soția, pumnii erau și ei strânși, era gata să se arunce asupra ei. Singurul lucru care l-a oprit a fost fica lor de 11 ani, Vasilisa, care era speriată la dulap. Dacă ai putea vorbi normal, te-aș asculta, iar tu încet imediat să te repezi la insulte. Cât timp ai de gând să-ți bați joc de mine? Vasilisa a strigat la soțul ei. Nu e un bat joc de tine. Tu-ți bați joc de mine. Nu putem avea o discuție liniștită și să lămurim lucrurile odată pentru totdeauna. Anatolia a clătinat din cap și a dat din cap spre Vasilisa. De ce ți așa ai speriat-o pe fica? îmi spui că sunt nebun? Trezește-te că acolo va fi prea târziu. Elisabeta și-a revenit și s-a uitat la fiica ei. Vasilisa stătea în picioare, toată în lacrimi, care rodea degetele de la mâna dreaptă. Elisabeta a putut vedea chiar că unul dintre degete îi sângera. Biata fată, nevoită. Să suporte divorțul părinților ei nu este niciodată ușor. Da, dacă are loc într-un mediu atât de turbulent, este și mai rău. Elisabeta își spusese deja de o sută de ori să nu înjure în fața fiicei sale. Dar nu putea face altfel. Ea cu Anatolie pur și simplu nu puteau sta în aceeași zonă mai mult de cinci minute. Și nici măcar nu mai locuiesc împreună, încă încep imediat certuri, înjurături, strigăte, scandaluri, iar Vasilisa este aproape întotdeauna prezentă la asta. Elisabeta s-a uitat din nou la soțul ei și a spus încet pleacă, pleacă, apoi o să vorbim. Când apoi? Trebuie să rezolvăm lucrurile cât mai repede. Cu referire la acasă și despre Vasilisa. Nu mai am timp. Răspunse Anatolie calm. Elisabeta a clătinat din cap. Nu, o să rezolvăm mai târziu. Va trebui să găsești timp acum. Trebuie să-mi liniștesc fica. Pleacă, te rog. Ți-o cer de dragul ei și nu de dragul meu. Anatolie s-a uitat din nou la fiica sa. Vasilisa și-a strâns ochii și a continuat să plângă. A vrut să se apropie de fiica sa, dar Elisabeta a făcut imediat un pas înainte și s-a pus între el și copil. A clătinat din cap și a întins mâna înainte, spunând. Pleacă, pleacă frumos, altfel vom înrăutăți amândoi lucrurile a șoptit ea. Anatolia a plecat, iar Elisabeta a luat-o de mână pe fica ei și a tras-o spre canapea. S-au așezat împreună. Elisabeta a îmbrățișat-o pe Vasilisa după câteva minute și fata s-a oprit din plâns. S-a agățat de mama ei, dar a continuat să-și roadă unghiile. Nu-ți pare rău pentru degetele tale? A întrebat Elisabeta cu afecțiune. Vasilisa a clătinat din cap. Și ar trebui să-ți pară rău. Nu vei mai avea altele. Ar trebui să-ți pară rău pentru mâinile tale, iar tu însă ți le faci să le doară. Încetează, te rog. Vasilisa și-a scos mâna din gură și a strâns pumnul. Iar ne că așa ne comportăm. Noi cu tata și cu mine nu ne putem da seama de câteva lucruri o să încercăm să nu ne mai certăm, îți promit. O să vă împăcați și o să trăim din nou cu toți împreună. A cerut fata în liniște. Elisabeta a suspinat și și-a îmbrățișat fiica mai strâns. Nu trebuia să mintă, trebuia să spună tot adevărul. Nu, scumpo, eu și tati nu vom locui din nou împreună, dar te iubim foarte mult. De aceea vrem să te simți bine, promit, o să fie bine, puțin timp avem nevoie. Vasilisa a rămas tăcută. Elisabeta s-a uitat la perete, unde era atârnată o fotografie cu mama ei. Se născuse la țară, se mutase de acolo la oraș pentru a-și găsi fericirea, apoi se căsătorise. Nina locuia în sat. Venea de câteva ori în oraș pentru a avea grijă de nepoata ei. Când era mică, Elisabeta o ducea uneori pe Vasilisa în sat. Acum îi venise un gând: De ce să nu o ia pe Vasilisa la bunica ei pentru masa de vară cât timp își rezolvă lucrurile? Da, ar fi cea mai bună variantă, ar fi prezentă la certurile și scandalurile părinților ei. Nina nu va refuza să aibă grijă de fetiță. Va fi doar bucuroasă pentru că nu și-a mai văzut nepoata de mult timp. A trecut mai bine de un an. Iar Vasilisa ar putea și ea să nu mai fie atât de nervoasă. Vrei să mergi la bunica în sat? O întrebă brusc Elisabeta pe fica. La bunica? Și tu? Vei veni cu mine, a spus Vasilisa cu speranță în glas. Elisabeta a clătinat din cap. Nu, pisicuță, trebuie să rămân aici. Am o mulțime de lucruri de făcut. Trebuie să rezolv totul. Te voi duce la bunica ta și te voi lăsa acolo. Stai cu ea câteva luni și apoi mă voi întoarce după tine. Bine. Dar mă voi plictisi fără tine acolo. Ce o să fac acolo? Bunica va fi ocupată tot timpul. Are propriile ei lucruri de făcut. A spus fata cu tristețe. Elisabeta a zâmbit și a mângâiat-o pe cap. Nu, pisicuță, nu te vei plictisi. Sunt o mulțime de alți copii și de colegi de-ai tăi acolo. Atunci îți vei face prieteni cu cineva. Te vei juca și te vei distra toată vara, vei vedea, o să-ți pleacă la nebunie. O să-ți facem bagajele și mâine te duc eu, bine. Vasilisa nu a răspuns nimic. Era obișnuită să se supună părinților. Dacă mama îi spunea că trebuie să plece, atunci ea se va duce în sat, la bunica ei, acolo se va plictisi, dar se va împăca cumva cu ideea. Dacă se va purta bine, mama va veni mai repede. Sau poate se va împăca cu tata între timp. Vasilisa nu înțelegea ce s-a întâmplat între părinții ei. Dar simțea că e ceva rău. Mama și tata se certaseră adesea și se certaseră tare înainte, dar întotdeauna se împăcaseră. Poate că în timp ce Vasilisa era plecată, se va întâmpla un miracol și se vor împăca din nou. Fata începuse deja să-și imagineze cum vor veni cei doi să o ia, cât de fericită va fi și ziua respectivă. Elisabeta și-a dus fica la mama ei. Nina a fost încântată să-și vadă nepoata. Uitându-se la degetele ei mușcate, mama ei și-a privit sever fiica adultă. Elisabeta, la ce ați adus fata? Nu are deloc nevoie de clarificarea relațiilor voastre. De ce nu ai adus-o mai devreme? Elisabeta a privit-o cu ochii aplecați. Nu trebuia să lipsească de la școală. Cum putea să se revanșeze mai târziu? Ne certăm de mult timp, trebuia să locuiască cu tine de un an de zile. A făcut Nina cu mâna spre fica ei. Așa că intrați și mâncați ceva. Cred că sunteți obosite de la drum. O să vă pun în pat, poți să te întorci mâine. Nu-ți face griji pentru Vasilisa, o să am eu grijă de ea. E așa de slabă, săraca. O să o îngrași aici. Nu o hrănești deloc, Elisabeta, dar ce fel de mamă ești? De parcă nu eu te-am născut. Viața de la oraș te-a stricat. Mamă, nu inventa, eu o hrănesc, are doar așa fizic. A obiectat Elisabeta. A fizicul, spunem, de parcă nu văd că e bolnăvicioasă. E doar sătulă de problemele tale, a bombănit Nina. A două zi Elisabeta s-a dus acasă. Vasilisa a rămas cu bunica ei. În primele câteva zile a stat acasă, tânguindu-se. Bunica ei a încercat să o înveselească pe fată. A sugerat deplasarea în oraș pentru a face ceva, dar Vasilisa a refuzat cu încăpățânare să iasă afară, iar Nina a încetat să o mai atingă. Ea a decis că fata va ieși singură când se va maturiza. Și așa a făcut. A trecut o săptămână, Vasilisa și-a dat seama că și ea era foarte plictisită. Într-o zi în fereastra bucătăriei a văzut o companie de copii cam de vârsta ei trecând pe lângă casă pe drum, iar Vasilisa a fost interesată. Dar firește nu se putea apropia de ei de ceaba. După un timp, fata a ieșit în curtea bunicii sale. S-a apropiat de ea și a întrebat-o. Ce faci, bunica?" Nina s-a uitat cu atenție la nepoata ei. A decis să nu sublinieze faptul că, în urmă cu doar câteva zile, Vasilisa era complet dezinteresată de ceea ce făcea bunica ei în grădina de legume. Voi, cei de la oraș, nu înțelegeți nimic din treburile satului. Probabil că nu știți ce pot face oamenii la sat. Curăți iarba, nepoată! Am plantat flori aici și ceva buruieni au crescut destul de mari, nici măcar nu se văd florile. Asta nu e bine. Cât de repede se vor ofili și nu vor mulțum ochiul cu frumusețea lor. Vasilisa o asculta pe bunica ei. S-a uitat în lateral în stradă, unde copiii se distrau pe drumul din fața casei lor. Nina a observat privirea nepoatei sale. A zâmbit, dar nu a spus nimic. O vreme, Vasilisa s-a plimbat prin grădina de legume, privind afară. Apoi o fată a văzut-o și le-a spus ceva celorlalte. Și toți copiii s-au holbat la Vasilisa. Fata s-a simțit jenată și s-a apropiat din nou de bunica ei. Pot să te ajut cu ceva? Nina a zâmbit afectuos. Dacă vrei, poți să mă ajuți. E acolo o stropitoare. Poți să mi-o aduci, e mică, nu-ți va fi greu. Nu mi-e teamă că o să-mi fie greu, a spus Vasilisa cu curaj. A adus stropitoarea bunicii, apoi a stat și a privit cu mudă florile, pe care le-a eliberat din buruieni. Apoi Vasilisa a auzit un fluierat, s-a întors și s-a uitat. Afară, lângă gard, era o gașcă de copii, pe care i mai văzuse și care se interesaseră atât de mult de ea. Vasilisa a vrut să se întoarcă, dar o fetiță a zâmbit și a spus tare. Vrei să ieși cu noi la plimbare. Vasilisa a deschis gura surprinsă. La urma urmei, sunt niște complete străine. De ce o cheamă la ele? O privi așa pe bunica ei, dădu ușor din cap spre copii ei și șopti. Sunt copii buni, sunt aproape toți vecinii noștri. Poți ieși cu ei dacă vrei am încredere în ei, nu ar face niciodată ceva rău. Haide, ieși cu ei! Vasilisa s-a uitat la fată și apoi a două fata a făcut semn cu mâna și a strigat. Ieși, ne lipsește o persoană pentru joc. Avem nevoie de tine. Vasilisa s-a apropiat de copii și au făcut cunoștință unii cu alții. Cum te cheamă? A întrebat fata cu părul alb și împletituri lungi. Vasilisa. Vasilisa. Ce nume mișto. O să-ți spunem Vasile. A răspuns băiatul înalt. Vasilisa a vrut să se simtă jignită, dar nu a putut, a fost spus atât de binevoitor. I-a răspuns cu un zâmbet. Vasilisa a reținut repede pe cine a chemat. Acest cu părul roșu este Petru, iar fată cu părul alb și codițe lungi este Paulina. Olga este o fată plângăcioasă. Elena este foarte veselă, dar plânge adesea cu orice ocazie. Cel înalt este Constantin, îi place să se bată. Ei au devenit repede prieteni. Băieții au dus-o la un joc pe care Vasilisa nu l-a cunoscut niciodată. I-au explicat regulile și ea s-a prins repede de ele. În restul zilei, Vasilisa s-a plimbat cu băieții. Se distra foarte bine și se simțea foarte bine. Nu se gândea deloc la părinții ei, nu tângea după ei, nu se plictisea și nici măcar nu observa cum trece timpul. S-a trezit doar când bunica ei a chemat-o la cină. Vasilisa s-a uitat cu tristețe la băieți, nu voia ca această zi să se termine din anumite motive se părea că nu vor mai comunica. Dar Olga a spus cu încredere. Deci mâine dimineață te așteptăm lângă curte. O să ieși mâine iar. Noi am vrut să mergem mâine la râu. Vasilisa a zâmbit și s-a uitat înapoi la bunica ei. O să mergi, o să mergi mâine cu ei la râu. Și acum veni acasă, e timpul pentru cină i-am promis mamei că o să te hrănesc bine, iar tu nu ai mâncat toată ziua. Spuse Nina. Vasilisa s-a întors spre băieți și le-a spus la revedere. Ne vedem mâine atunci. De la plimbare și-a recăpătat poftă de mâncare că i-a cerut chiar și bunicii mai mult. Nina s-a uitat la nepoata ei cu un zâmbet. Slavă Domnului, și-a mai revenit puțin, iar acum s-a mai și ars puțin la soare. Atâta roșiață pe obraș, ochii strălucitori, atât de fericiți. În noaptea aceea, Vasilii s-a dormit așa cum nu mai dormise în viața ei. Așa îi se părea ei. Credea că se va gândi la părinții ei, la despărțirea lor, dar a adormit imediat ce capul ei a atins perna. Dimineața s-a trezit devreme. A luat un mic dejun rapid. Bunica ei i a dat ceva de mâncare și o sticlă de apă. Vasilisa a ascuns totul în micul ei rucsac. Mama ta ți-a dat măcar un costum de baie. A întrebat Nina. Da, l-am luat cu mine, pentru orice eventualitate. A spus fata. E bine așa. Poate te vei scălda. Nu e prea adânc și sunt mulți oameni acolo, iar copii vor fi cu tine. Tu știi să noți. Știu să not. Am fost la piscină, a spus Vasilisa. Dar slavă Domnului, e minunat. Fuci că te așteaptă băieții, sunt peste gard. Vasilisa și-a sărutat bunica și a fugit în stradă. Alergând spre băieți, era ușor stânjenită. Alături de ei erau alți doi copii necunoscuți, un băiat și o fată. Bună, aș vrea să-ți prezint pe Rodion și pe sora lui, Irina. Ei vin cu noi, a spus Olga. Bună, a răspuns Vasilisa liniștită, uitându-se la alunița frumoasă care se vedea pe obrazul băiatului. Bună, Rodion. El a privit-o cu ochii lui negri. Poți să-i spui, Vasile? Noi toți îi spunem așa. Ce nume, nu o să-i spun așa, îmi place mai mult Vasilisa. Rodion și-a dat seama, privindu-o pe fată drept în ochi. Privirea lui a făcut-o pe Vasilisa să se simtă stânjenită. S-a simțit brusc atât de caldă pe dinăuntru. Nu, nu le purta pică băieților pentru că îi spuneau Vasile, dar băiatul îi pronunța numele atât de frumos încât își dorea să-i spună mai des. Băieții s-au dus la râu. S-a întâmplat ca Rodion a mers împreună cu Vasilisa. El nu se oprea din vorbit. Vasilisa se simțea foarte bine cu el, Rodion, era aproape de vârsta ei. Vasilisa avea 11 ani, Rodion avea 12, dar vorbea cu atâta maturitate. Nu fusese niciodată la oraș, așa că a întrebat-o pe Vasilisa despre viața ei la oraș. Era curios să afle care este diferența dintre a preda într-o școală din oraș și a preda într-o școală din sat. Practic, după ce a vorbit cu Vasilisa, și-a dat seama că nu era nicio diferență. S-au plimbat și au vorbit tot drumul. Când au ajuns la râu, Vasilisa îl considera deja cel mai bun prieten al ei. A fost cea mai frumoasă vară din viața Vasilisei. În fiecare zi se întâlneau ca niște copii, se plimbau, se jucau, se distrau. Rodion avea o chitară și cânta foarte bine. Deseori, seara, se adunau împreună și cântau cântece. Rodion a încercat să o învețe pe Vasilisa să cânte la chitară, dar nu a reușit. Vasilisa și-a găsit cel mai adevărat dintre prieteni. Se simțeau foarte bine împreună, ca și cum ar fi fost o familie unul pentru celălalt. La mijlocul lunii august, Elisabeta a venit să-și ia fica. Ea a venit să stea cu mama ei pentru câteva zile. Când Vasilisa le-a spus prietenilor ei că pleacă peste câteva zile, toată lumea a fost foarte supărată. Nu puteau să te ia la sfârșitul verii. Am mai fi avut zece zile la dispoziție. Nu ți-am arătat încă vițelul nostru, a spus Olga cu o voce supărată. Vasilisa nu a răspuns nimic. S-a uitat la Rodion, iar el s-a uitat la ea. În ochii lui se citea atâta regret încât Vasilisa a vrut să plângă. Nu voia să se despartă de prietenii ei, mai ales de Rodion. Între ei se formase o legătură pe care Vasilisa nu știa cum să o numească. Își dorea să nu fi plecat niciodată de aici, se gândea că ar fi putut să locuiască cu bunica ei, să învețe la școala din sat unde mergeau ceilalți băieți și că ar fi fost foarte bine. Vasilisa știa că nici măcar nu merita să vorbească cu mama ei despre asta. Nu ar fi fost niciodată de acord. Mama ei o lăsase aici ca să divorțeze de tatăl Vasilisei, iar acum aveau propriile lor afaceri, iar mama ei venise să o ducă la oraș. Dar Vasilisa avea să vină aici vara viitoare. Voia să o roage pe mama ei să o lase să vină în vacanța de anul nou. Prietenii ei povesteau cât de frumos era la țară în noaptea de anul nou. Dădeau o petrecere aici, era foarte distractiv. Vasilisa își dorea foarte mult să vină aici iarna. Vă promit că voi veni anul viitor, a spus Vasilisa. Și în ajunul anului nou, ai promis și tu că vei veni, a răspuns Olga. Da, și în noaptea de anul nou voi veni, și eu cu siguranță, și ne vom revedea o să mă învățați să patinez, a spus Vasilisa. Peste câteva zile Elisabeta a împachetat lucrurile fiicei sale. Urmau să plece dimineața de vreme. Vasilisa spera că va mai avea timp să-și a rămas bun de la prietenii ei, dar mama ei a decis că trebuie să se trezească foarte devreme pentru a prinde primul tren. Vasilisa plângea. Le-a rugat să stea până târziu, dar mama ei a decis altfel. Când au ieșit cu gențile, fata a văzut o siluetă singuratică care stătea lângă gard. Era Radeon. Elisabeta și lua rămas bun de la mama ei. Vasilisa a alergat spre băiat. Pleci deja. A întrebat Rodion. Eu plec. Salută-i pe toți ceilalți din partea mea, spune-le că plecăm mai devreme. Am întrebat-o pe mama dacă putem să mai stăm puțin, dar ea a spus că nu mai putem sta. Salută-i din partea mea, ok, așa voi face. A răspuns cu tristețe Radeon. S-au mai uitat unul la altul încă un timp. El i-a întins mâna peste gard. La revedere atunci. A spus el Vasilisa i-a luat mâna fierbinte și i-a răspuns. La revedere. Se simțea atât de tristă încât lacrimile i-au venit imediat în ochi. Rodion a strâns-o strâns de mână și nu i-a dat drumul mult timp. Apoi s-a întors și a început să plece, dar s-a oprit brusc și a spus: Promiți că vii! Ne vom revedea, nu-i așa? Nu minți! Bineînțeles că promit că voi veni cu siguranță. Dacă nu de anul nou, atunci sigur la vară. O să fac tot posibilul să ne revedem, a răspuns Vasilisa. El a dat din cap cu satisfacție, apoi a trimis un sărut în aer și a fugit acasă. Vasilisa și mama ei s-au întors în oraș. Acasă era liniște acum. Mama și tata divorțase. El plecase în alt oraș, unde se pare că avea deja o nouă familie. Nu au vândut casa. Elisabeta a făcut un împrumut și a plătit soțului ei jumătate din prețul casei. Vasilisa nu și-a mai văzut tatăl niciodată în viața ei. După ce a aflat că avea o altă familie și un copil, nici ea nu ardea să-l vadă. Elisabeta nu a cerut pensie alimentară pentru copil. Nu voia nimic în comun cu el, avea o fică în comun. Pe care el nu și-o dorea și asta a fost suficient. Vasilisa nu-și mai amintea de tatăl ei cea mai frumoasă vară din viața ei a lăsat atâtea amintiri încât trăia doar din ele. Încerca să învețe din greu pentru a nu o supăra pe mama ei și spera cu adevărat că mama ei îi va permite să meargă la bunica ei de anul nou și să petreacă sărbătorile în acest fel. Cu toate acestea, la sfârșitul toamnei, când Vasili s-a adus vorba despre asta, mama ei a țipat. Nu se poate. În ajunul anului nou să mergi la țară, în mijlocul pustietății. Nu am de gând să fac asta. Habar n-ai ce se va întâmpla acolo. Am trăit acolo toată viața mea, știu, va fi acoperit de zăpadă. Ce o să faci la țară? O să te distrezi de minune stând acasă cu bunica. Foarte vesel va fi. Nu voi sta la bunica, am prieteni acolo. Mama, voi ieși, ne vom distra. Vasilisa s-a opus. Ce ieșire? Nu în zăpadă vei cădea și nu o să te găsești până la primăvară. Nu, nici nu se pune problema. Nu vom merge în niciun sat de anul nou. Am o slujbă, am un împrumut, știi asta. Voi face ture suplimentare la sărbători, nu am timp să te duc acolo mamă, dar le-am promis prietenilor mei că voi veni. Atunci n-ar fi trebuit să promiți. Cum puteai să promiți dacă nu m-ai întrebat? Ești atât de deșteaptă. Gata să nu mai vorbim despre asta. Vasilisa a fost teribil de dezamăgită. Dar nu s-a putut abține. A fost cea mai tristă și mai tristă sărbătoare de anul nou pe care Vasilisa a avut-o vreodată își dorise atât de mult să-și vadă prietenii, dar nu se întâmplase nimic. Și nici măcar cadoul de anul nou de sub brat de la mama ei nu o înveselise. Vasilisa a sperat că mama ei o va duce la bunica ei acasă, cel puțin pe timpul verii. Spera atât de mult, dar soarta hotărâse altfel. Bunica a murit. Elisabeta nici măcar nu știa cum să-i spună fiicei sale. Știa că va fi o durere cumplită în viața Vasilisei. Când fata a aflat despre moartea bunicii ei, a fost în stare de șoc. Nu plânsese atât de amar în toată viața ei. Moartea bunicii însemna că Vasilisa nu va mai merge niciodată în sat. Pentru că mama ei nu va mai sta acolo cu ea timp de trei luni și nu avea unde să meargă. Vasilisa și-a rugat mama să o ducă la înmormântare dar Elisabeta a refuzat categoric să facă acest lucru. Nu ai nimic de făcut la înmormântare, nu e distractiv, e jale să fii acolo. Mami, vreau să merg să-mi iau rămas bun de la bunica și trebuie să-mi văd prietenii. Trebuie să le spun că nu am putut să ajung la Revelion. Vor crede că am uitat de ei. Elisabeta era enervată pe fica ei. Bunica a murit iar tu nu mai prieteni te gândești. Nu mă așteptam la atâta indiferență din partea ta. Nu te duci nicăieri cu mine. Elisabeta a plecat să organizeze înmormântarea. A rugat o vecină să aibă grijă de Vasilisa și cât timp Elisabeta nu va fi acasă. Vasilisa a plâns și nu a dormit bine noaptea. Grijile i-au dat chiar și febră și nu a putut merge la școală. Bineînțeles, ea nu se gândea doar la prieteniei ei. Îi părea foarte rău pentru bunica ei. În cele trei luni pe care le petrecuse cu ea, se obișnuise atât de mult cu ea și devenise un adevărat membru al familiei pentru ea, chiar dacă o văzuse foarte rar înainte. Dar Vasilisa era îngrijorată și de altceva înțelegea că nu va mai merge în sat, pentru că nu avea cu cine să locuiască acolo aceste trei luni de vară nu fusese lungi. Era sfârșitul lunii mai Vasilisa se gândea din ce în ce mai mult la vacanța de vară care se apropia. Încă de anul trecut visase atât de mult la această vară. Își imagina venind la bunica ei pentru trei luni, petrecând din nou timp cu prietenii ei, revăzându-i pe Rodion, Petru, Elena și Constantin. Câte aventuri ei puteau aștepta? Trebuie să o convingă pe mama să vină în sat, cel puțin pentru o vreme, și să stea la bunica ei acasă. Mama era doar în vacanță, două săptămâni în iunie. Vasilisa spera cu adevărat că o va putea convinge pe mama ei să meargă împreună în sat. În ajunul vacanței, i-a întrebat-o, mamă, de ce să nu mergem în sat? Elisabeta s-a încruntat, uitându-se la fiica ei. În ce alt sat. La țară am putea sta la bunica acasă. Să ne relaxăm la aer curat acolo. O să ți arăt unde este râul, poți ținuta acolo. Este foarte curat și răcoros. Poți face plajă pe mal. Va fi foarte distractiv. Mama, te vei odihni și tu de la muncă. A convins-o Vasilisa pe mama ei. O, oh, nu, ce sat, Vasilisa, așteptam atâta timp o vacanță. Tu și cu mine mergem la mare o săptămână, apoi tu vei sta cu mătușa Lydia, iar eu voi merge cu prietenii în Crimea pentru cinci zile. Am fost invitată și există un loc special pentru mine în mașină. Nu există niciun sat, am alte planuri. Dar eu nu vreau să merg la mare, mamă, vreau să merg în sat. Știu ce vrei, vrei să-ți vezi prietenii imaginari. Vasilisa E timpul să te maturizezi. Te-ai împrietenit cu aci copii vara trecută, dar asta nu înseamnă că ați devenit prieteni adevărați. Ei au uitat de mult de tine, iar tu încă nu ți poți scoate din minte. Nu mai vorbi despre acel sat, nu mă duc acolo și cu siguranță nu voi locui acolo. Toate speranțele Vasilisei s-au spart ca un balon de săpun. Atât de mult credea că va reuși să o convingă pe mama ei să meargă în sat măcar pentru o săptămână. Vasilisa nu putea să mănânce sau să doarmă cum trebuie. Își visa mereu prietenii. Când îl vis pe Rodion, se trezea în lacrimi. Îi era atât de dor de ei. Îi era foarte dor de casă. A fost cea mai mohorâtă vară din viața ei. Când Elisabeta s-a întors de la înmormântare, Vasilisa a torturat-o și spune-mi, ai văzut vreunul dintre băieți? Nu ți-au cerut să-mi dai ceva. Poate că cineva a întrebat de mine. Ai spus ceva despre mine? Ai văzut un băiat? Brunet cu ochi negri. Trebuie să-l fi văzut, mamă. Ține minte, nu a întrebat nimeni de mine. Vasilisa, lasă-mă în pace. Nimeni nu a întrebat de tine, nimănui nu-i a păsat. Mă ocupam de afaceri, îmi îngropam bunica. Mai întrebat de niște prieteni de ai tăi. Ajunge! Uită de ei și lasă-mă în pace cu asta. Nu mai vreau să vorbesc despre asta, a răspuns mama obosită. Vasilisa s-a pomenit că nu ajungea nicăieri. A trecut vara și apoi toamna. Vasilisa a aflat că mama ei a vândut casa bunicii sale. Fata a reacționat destul de violent la acest lucru. Cum ai putut să faci asta? De ce ai vândut casa? Acum nu vom mai merge niciodată în sat. A strigat ea la mama ei. Vasilisa, ai uitat cine sunt eu. Eu sunt mama ta, nu prietena. Să nu îndrăznești să ridici vocea la mine. Nu pot să-mi faci așa ceva. Am vândut casa pentru că era necesar. Cu banii ăștia am reușit să plătesc împrumutul pe care l-am făcut pentru a-l plăti pe bunul tău, tată. Crezi că mi-a fost ușor să-l plătesc? Nu a trebuit să economisesc fiecare bănuț în plus. Acum am scăpat de datorii am vândut-o și asta e tot. Uite să trăiești la țară. Nu aveam de gând să locuiesc acolo, nu aveam de gând să te duc acolo în vacanță. A fost suficient că am crescut acolo. Nu aveam nevoie de casa aceea, bunica nu mai era acolo și nimeni nu mai locuia acolo. Nu făcea decât să se deterioreze cu fiecare an care trecea și nimeni nu ar fi cumpărat-o într-o stare atât de dărăpânată. Ar fi trebuit să mă întreb pe mine, poate că aș fi crescut și m-aș fi mutat acolo să locuiesc. A strigat Vasilisa: Ce gânduri rele în căpșorul tău mic! Nu trăiești și nu studiezi la oraș ca să te muți apoi la sat. Vreau să mergi la facultate și să-ți găsești o slujbă bună. Și ce vei face acolo? Prietenii tăi nu vor să faci nimic la țară. Au uitat de mult de tine. Nu m-a uitat de mine. Nimeni nu m-a uitat, a șoptit și a plâns Vasilisa. Elisabeta s-a simțit puțin compătimită de fiica ei. Părea că era prea strictă cu ea. I-a spus cu afecțiune: Vasilisa, nu te supăra, îți spun doar adevărul. Tu nu ai fost niciodată înșelată. Ai petrecut o vară bună cu băieții de distracție, te-ai distrat, ai socializat dar timpul acela s-a dus, bunica s-a dus, la fel și casa. Uită de prietenii ei ai tăi, nu-i vei mai vedea niciodată. Ascultă-mă, fica mea, nu-ți doresc niciun rău. Vasilisa nu i-a mai vorbit niciodată mamei sale despre sat, despre prieteni și despre bunica ei. Elisabeta a crezut că fata s-a împăcat. Dar nu a fost așa. Vasilisa era pur și simplu prea supărată ca să vorbească cu mama ei. Aceste lucruri oribile pe care îi le spunea mama ei o făceau pe fată să se simtă inconfortabil. Nu-i venea să creadă că prietenii ei au uitat de ea, după ce își promiseseră că își vor aminti. Și Vasilisa și-a dat seama, de asemenea, că nu se putea opri să se gândească la Rodion. Era vorba de această legătură care se formase între ele și-a dat seama că nu era doar un prieten pentru ea, ci avea sentimente foarte reale pentru el. Fata nu le putea numi dragoste, pentru că era încă mică, dar era un atașament foarte puternic. Cel mai mult, Vasilis a tânjea după prietenii ei. Și anume după Rodion. Fata și-a promis că într-o zi îl va întâlni oricum, pentru a-i explica de ce nu a venit niciodată să-și vadă bunica. Că nu era vina ei, ci a circumstanțelor. Fica mea, nu te vei supăra dacă vom face asta. Spuse că nu te vei supăra. Draga mea, înțelege, dar nu am de ales. Vasilisa s-a uitat la mama ei și nu știa ce să spună. Din exterior, trebuie să fi părut o mamă care și-a abandona fica. De fapt, Vasilisa era chiar bucuroasă că s-a întâmplat așa avea aproape 18 ani acum. Mama ei urma să se căsătorească pentru a doua oară. Numai că nu urma doar să se mute cu soțul ei, ci urma să se mute în alt oraș. Noul soț urma să vină să-i viziteze într-o călătorie de afaceri. Era o călătorie de afaceri lungă, de șase luni. Și acolo Kiril a întâlnit-o pe Elisabeta. S-au îndrăgostit unul de celălalt și acum Kiril trebuia să se întoarcă acasă. Pur și simplu nu putea să nu se întoarcă. Avea o poziție bună, nu avea de gând să o părăsească, așa că a propus ca Elisabetei să se căsătorească cu el și să plece cu el. Elisabeta l-a avertizat imediat pe logodnicul ei că, dacă va pleca, va fi doar cu fiica ei. Kiril nu a fost împotrivă. Mai era și Vasilisa. Ea a spus că nu voia să plece, ca absolvea școala la sfârșitul clasei a 11-a. Nu avea de gând să schimbe totul drastic. Vasilisa i-a sugerat mamei sale să o lase aici și să plece ea însăși. Elisabeta a înțeles că aceasta nu este o opțiune rea, dar conștiința o chinuia și cum putea să-și lase fiica singură. Cu toate acestea, Vasilisa și-a asigurat mama că aceasta ar fi cea mai bună opțiune pentru amândouă. Înțelegi, se apropie examenele, dacă mă mut la o altă școală, s-ar putea ca lucrurile să nu meargă prea bine. Dar cum aș putea să te părăsesc, nu pot lăsa să se întâmple asta. Poate atunci lasă-l pe Kiril să plece, iar eu voi rămâne cu tine. Tu vei termina școala și apoi vom merge la el acasă. O să mergi la facultate acolo și visezi să mergi la medicină. E o școală de medicină foarte bună acolo. O să vorbesc cu Kiril. O să te ajute cu banii. Mamă, tu mergi cu el, eu rămân aici. Sunt fată mare, pot să stau și singură. Când voi termina școala, îmi voi da examenele și apoi vom vedea. Dar nu sta cu mine, du-te cu el, Elisabeta a făcut-o. Ea și Kiril s-au căsătorit și a plecat cu noul ei soț, lăsându-și fiica aici. Vasilisa era acum lăsată singură. Vasilisa s-a descurcat bine la examene, dar acest lucru nu a fost suficient pentru a intra la Universitate de Medicină din orașul ei. Și-a sunat mama și a spus despre asta. Mamă, acum poți afla despre universitatea din orașul tău. În timp ce eu îmi fac bagajele, sună-mă și povestește-mi totul despre ea. Dar Elisabeta a răspuns ciudat. Știi, Vasilisa, Kiril a spus că este nevoie de mulți bani pentru a merge la universitate aici. El nu are atâția bani și nu vrea să plătească. Așa că nu cred că are sens să te înscrii aici, vei găsi ceva mai ușor. Și oricum, nu ai nevoie de facultatea de medicină. Mergi la universitatea pedagogică, e nevoie mereu de profesori sau alege un colegiu, studiezi trei ani, obții o profesie, apoi poți lucra unde vrei. Mamă, știi că am vrut să fiu doctor. De ce spui asta ca și cum nu ar conta? Întotdeauna ai spus că vrei să merg la facultate. Ce s-a întâmplat? De ce îmi spui despre colegiu? Oh, haide, nu s-a întâmplat nimic. Încerc doar să-ți spun că nu te pot ajuta. Nu am găsit loc de muncă aici. Îmi caut o slujbă. Chiril mă întreține aici. Nu-l pot convinge să-ți plătească taxele de școlarizare. Nu e ca și cum ar fi tatăl tău. Găsește-ți o slujbă mai ușoară. Sună-mă când găsești una. Ne vom gândi ce să facem în continuare. După ce a vorbit cu mama ei, Vasilisa și-a dat seama că nu mai avea pe cine să se bazeze. Mama ei s-a căsătorit și a plecat foarte departe. Acum, Vasilisa va trebui să aibă grijă de ea însă și. Ea a înțeles că tatăl ei vitreg pur și simplu nu voia să-i dea bani. Acum, Vasilisa trebuia să se gândească urgent ce să facă în continuare. Și a făcut-o, fata a visat să-și lege viața de medicină. Așa că a făcut-o, doar că, din păcate, nu va fi medic. Vasilisa s-a înscris la școala de medicină și... și a fost acceptată acolo. Când i-a spus mamei sale despre asta, aceasta a strigat brusc. Ți-am spus să uiți de medicina asta. Kiril a spus că era o muncă ingrată. Ar fi trebuit să mă asculți. De ce te-ai dus împotriva voinței mele? Pentru că e vorba de viața mea, mamă. Visul meu a fost să devin medic. Din păcate, va rămâne un vis. Cel puțin eu voi fi tot în medicină. Îmi tot spui Kiril. Kiril spune să nu o faci, așa că fă altfel. Nu te recunosc, mamă. Te-ai schimbat și nu-mi place. Am fost deja acceptată la facultate, am intrat deja și nu mai e cale de întoarcere. O să locuiesc aici, o să vin să te vizitez în vacanțe, poate. Apoi, Vasilisa a auzit ceva ce nu se aștepta să audă niciodată de la mama ei. Vasilisa, iată care e treaba! Nu poți veni încă la noi! Chestia este că Kiril a decis să construiască o casă. Și-a vândut apartamentul cu trei camere și a cumpărat un mic apartament cu o cameră. Restul banilor i-a investit în cumpărarea unui teren și în construirea acestuia. Cred că lucrările de construcție vor dura câțiva ani. Dar între timp vom locui într-un apartament cu o cameră. Este prea mic pentru noi doi și, bineînțeles, nu este loc pentru tine. Dar nu-ți face griji, voi veni să te vizitez și te voi ajuta cu banii. Dacă te-ai hotărât să mergi la facultatea de medicină, atunci așa să fie, atâta timp cât ești fericită. Acesta este cel mai important lucru. O să vindes? Nu te simți jignită. Ești fată mare. Știi ce ai de făcut. Vasilisa a înțeles totul. A înțeles că nu mai putea conta pe mama ei. Mama ei are acum o altă familie și nu va avea grijă de ea, chiar dacă pretindea contrariul. Vasilisa a simțit că acum nu mai poate conta decât pe ea însăși. Fică, nu te simți jignită, a continuat mama ta să se intereseze. Nu, nu mă simt jignită, nu-ți face griji, voi fi bine, a răspuns Vasilisa. Fata a devenit studentă la medicină. Studiile au fost dificile la început, pentru că nu a avut niciun sprijin. Mama ei susținea că o va ajuta cu bani, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Vasilisa nu se aștepta la nimic diferit. Fata a trebuit să-și găsească un loc de muncă ca asistentă medicală în spital. Ea a primit un salariu și o bursă de la facultate. Era suficient pentru a trăi. Mama venea foarte rar. Când venea, îi dădea niște bani. Dar nu a ajutat cu nimic. Vasilisa nu a mers să-și viziteze mama și noul ei soț. Iar mama ei nu a chemat-o, avea o altă viață pe care a început-o în alt oraș, iar Vasilisa nu se potrivea în ea. După primul an, fata s-a simțit mai bine și și-a găsit noi prieteni. Studiile au devenit ușoare. Banii, desigur, nu erau întotdeauna suficienți, era greu să lucrezi noaptea și să studiezi ziua, dar Vasilisa a făcut față. Ea a suportat toate greutățile cu fermitate. Știa că este responsabilă pentru propriul destin și s-a străduit să se asigure că totul merge bine. Vasilisa a absolvit facultatea prietena ei, Xenia, a întrebat-o: "Nu vrei să te specializezi și să lucrezi pe ambulanță?" Vasilisa s-a gândit. "Nu m-am gândit la asta, dar probabil că nu, nu vreau." "De ce?" "Am auzit că acolo se plătește bine." bineînțeles, este și greu de lucrat, dar toată lumea se obișnuiește. Cred că ne vom obișnui și noi. Îți imaginezi să ajuți oamenii, să acorzi primul ajutor. Și asta e mișto. De asemenea, câți oameni ne vor fi recunoscători? Hai să trecem la specializare. A convins Oxenia, dar Vasilisa a clătinat din cap nu-mi place ideea asta. În plus, am pus ochii pe un loc la spitalul unde lucrez acum. După absolvirea facultății, voi primi un post de asistentă medicală. Acolo mă cunosc deja. Medicii mă tratează bine. Îmi place asta. Mi-ar plăcea să rămân aici ca asistentă medicală. Xenia a făcut o grimasă. E atât de plictisitor să fii asistentă medicală să scoți vasele ca să schimbi așternuturile. Care e distracția în asta? Altceva, o ambulanță, să salvezi oameni. Vasilisa a zâmbit. Ce te face să crezi că o să scot vasele și o să schimbi lenjeria de pat? Asta fac alte persoane. Da, asta fac acum. Dar când voi fi asistentă, voi avea și alte îndatoriri. Oh, haide, toată lumea știe cine ești. Sunt obișnuiți ca tu să faci treaba asta. Când vei deveni asistentă medicală, tot o să-ți ceară să faci același lucru. A obiectat Xenia. Nu, o să am alte sarcini, o să vezi tu. Vasilisa avea dreptate. După absolvire, a fost numită pe postul de infirmieră în Departamentul de Traumatologie. Acesta nu era departamentul în care lucrase ca asistentă. Ea a vrut să rămână în departamentul de urgență, dar locul era deja ocupat acolo, iar Vasilisa a trebuit să se transfere pentru a lucra în departamentul de traumatologie. A început să lucreze cu entuziasm și își dorea foarte mult să se împrietenească cu tot personalul cât mai curând posibil. Cu toate acestea, aproape imediat s-a lovit de o mare problemă. Vasilisa era o fată foarte drăguță. Ea nu punea niciodată accent pe aspectul ei și nu încerca să-și sublinieze frumusețea în niciun fel. Întotdeauna se îmbrăca modest, nu purta machiaj strălucitor, dar acest lucru nu o strica, ci doar îi sublinia frumusețea naturală. În fiecare an, fata înflorea din ce în ce mai mult, iar oamenii îi acordau atenție. Olga, șefa unității de traume, se purta bine cu fata, dar nu tot personalul o trata bine. Vasilisa a ajuns să o cunoască pe asistenta șefă Ina. A observat imediat că femeia o privea oblic. După un timp, a înțeles motivul pentru acest lucru. Într-o zi, Ina a chemat-o în biroul ei și a spus: Vasilisa, înțeleg că ești tânără și că încă mai ai vânt în cap dar trebuie să-ți iei munca în serios. Nu voi tolera așa ceva în departamentul nostru. Dacă tu crezi că frumusețea ta îți dă dreptul să-ți neglijezi munca, te înșel profund. Vasilisa a fost foarte surprinsă. Cu ce m-am compromis? Nu știu ce vreți să spuneți. A zâmbit asistenta șefă. Văd felul în care le faci ochi dulci pacienților. Este inacceptabil. Am auzit deja că unii pacienți te reclamă. Iar aci pacienții au prejudecăți față de celelalte asistente. Spun tot felul de prostii pentru a se asigura că ești singura care vine să facă injecții sau perfuzii. Le-am citit pe celelalte asistente ca fiind nepoliticoase, prost crescute. Și asta pentru că tu te pui mai presuste toți ceilalți. Zâmbești prea mult, ești prea politicoasă, acorzi prea multă atenție pacienților. Trebuie să-i tratezi pe toți în mod egal. Dacă vrei să ai o viață personală, fă-o în afara spitalului. Nu voi tolera asta aici. Ce fel de viață personală, Ina? Despre ce vorbești? Nu există așa ceva. Eu îi tratez pe toți la fel. Toți pacienții sunt importanți pentru mine. Eu nu fac pe nimeni în mod special. Nu e ca și cum aș petrece mai mult timp cu cineva și mai puțin timp cu altcineva. Sunt sârguincioasă în îndatoririle mele. Am trăit. Nu s-a plâns cineva de noi. Nu, pacienții nu se plâng de tine. Celelalte asistente sunt cele care nu te plac. Spun că te comporți așa intenționat, ca toată lumea să te placă doar pe tine. Cer să vă reconsiderezi atitudinea. Nici prea multă atenție pe care o acorzi pacienților nu este întotdeauna un lucru bun. Compătimindu-i pe toți cei pe care îi alegi atât de repede, vei cădea în melancolie. Melancolia în meseria noastră nu este acceptabil. Este rău pentru întregul departament a spus Ina cu fermitate. Dar eu. A fost Vasilisa, dar șefa a întrerupt-o, gata, discuția s-a încheiat. Am spus tot ce am vrut să spun. Du-te și muncește. Vasilisa nu a putut dovedi că pur și simplu își iubea prea mult meseria. Ea știa despre ce vorbea Ina. Asistentele se purtau de parcă i-ar fi urât pe pacienții din salonul lor. Orice altă asistentă era obligată să se plângă de cineva. Vasilisa nu discuta cu nimeni, pentru că pacienții ei erau oameni bolnavi și nefericiți și a-i trata pe toți în mod egal. Un tânăr întins pe o targă, o bătrână cu gâtul femural rupt, o femeie grasă cu o gleznă ruptă, un vagabond cu arsuri sau degerături, toți erau la fel pentru Vasilisa. Fata le zâmbea tuturor, le spunea cuvinte frumoase, îi ajuta și chiar îndeplinea ocazional atribuțiile unei infirmiere, cărând nava sau ajutând la corectarea șternutului. Și a făcut-o complet gratuit, fără să ceară vreo mulțumire. Într-o zi, o altă asistentă a întrebat-o de ce pare atât de fericită când scoți vasele. De fapt, de ce o faci? Chiamă o asistentă, las-o să-l scoată sau ești plătită pentru asta? Ce vrei să spui? De ce să fiu plătită pentru asta? Îi fac doar o favoare unui om bolnav. Ai văzut-o pe femeia aia. Stă pe vasul ăla de mai bine de o oră. Avea deja dureri. Nimeni nu s-a apropiat de ea. Eu doar am ajutat-o și nu am fost plătită pentru asta. Haide, știu că unii pacienți plătesc asistentele să se poarte frumos cu ei. Probabil că și tu. Și tu te judeci singură. Ești plătită pentru tot felul de servicii. Din câte știu eu, multe asistente sunt plătite pentru că fac perfuzii sau injecții. Dar face parte din meseria noastră, suntem plătiți pentru asta. De ce ar trebui să ne plătească pacienții? dacă nu ești plătit pentru perfuzie, nu o pui în alt mod. A întrebat Vasilisa. Nu te uita în portofelul meu. Cine știe să o facă, o face. Pacienții îmi mulțumesc pentru mâinile mele de aur. Eu nu văd nimic rău în asta. Într-un restaurant se dă bac și la chelneri. Cred că putem să le mulțumim și noi pentru că oferă servicii pacienților. Dar noi nu suntem chelneri. Am depus un jurământ de a-i ajuta pe cei nevoiași și bolnavi. Nu ar trebui să extorcăm bani de la pacienți pentru că ne facem treaba, a spus Vasilisa cu calm. Oh, ești îndreptățită! Este mai bine să nu comunicăm deloc. Scoate vasul pe gratis. Dacă dorești. Pe bunătatea și milă nu va merge departe când Vasilisa lucra ca asistentă la urgențe, era în relații bune cu toată lumea, dar lucrând ca asistentă la secția la traumatologie, și-a dat seama că viziunea ei asupra vieții diferă de aproape toată lumea. Nu a găsit niciodată pe cineva apropiat de ea în spirit. Doar directoarea erau cei care o tratau bine. Olga zâmbea întotdeauna când o vedea pe coridor. Era mulțumită de munca ei. Îi plăcea faptul că Vasilisa își trata datoririle cu responsabilitate, Ei era milă de pacienți și își făcea bine treaba. Deseori îi dădea Vasilisei mici bonusuri, iar acest lucru servia și ca motiv de bârfă în rândul personalului. Care era supărat pe ea? Aceștia credeau că Vasilisa își lingușea șefii, dar nu era așa. După șase luni, relațiile Vasilisei cu colegii ei s-au mai mult sau mai puțin liniștit. Toată lumea s-a obișnuit cu ea și au dat seama că nu se umilește, nu se preface, și doar cu adevărat o astfel de compătimitoare și miloasă. Multor oameni nu le-a plăcut, dar au încetat să mai acorde atenție, acceptând-o pe Vasilisa așa cum era. Fata a suspinat mai liber, munca ei a devenit mai ușoară chiar și în părea să nu-și mai ascută ranchiuna, ba chiar o lăuda. Apoi s-a întâmplat ceva care a pus din nou în pericol reputația Vasilisei. Un nou medic, Ion, a venit să lucreze în departamentul lor. Sau, mai bine zis, nu era chiar nou. Lucrase deja la traumatologie cu doi ani în urmă, apoi renunțase, plecase spre o destinație necunoscută, iar acum se întorsese. Era binevenit înapoi pentru că era un chirurg traumatolog operativ minunat. Ion mai avea o virtute, era destul de tânăr, avea doar 35 de ani și era necăsătorit. Asistentele erau îndrăgostite de el și nu numai în traumatologie. În fiecare secție, în tot spitalul, existau neapărat câteva asistente, surori sau doctori care îl plăceau pe Ion, nu era de mirare. Tânăr, necăsătorit și destul de arătos. Numai zâmbetul lui îi nebunea pe mulți. Zâmbea des pentru că își cunoștea atractivitatea și efectul pe care îl avea asupra sexului feminin. Și nu conta dacă era tânără sau bătrână. El zâmbea la toată lumea. Toate pacientele de sex feminin îl adorau, pentru că era politicos cu toate și le trata bine. Nimeni nu auzise vreodată un cuvânt nepoliticos din partea lui. Ion a observat-o imediat pe noua asistentă și i-a acordat multă atenție. Vasilisa a simțit un spirit înrudit. Ion se purta de asemenea bine cu pacienții săi, acest lucru i-a apropiat și mai mult. Bineînțeles, nu avea de gând să aibă o relație serioasă cu colegii ei, cu atât mai puțin cu noul medic, dar comunica bine cu el și acest lucru îi enerva pe toți, mai ales pe Ina. Însă și asistenta șefa avea o slăbiciune pentru Iona. Iena a observat imediat că Ion se uita la Vasilisa și a urât acest lucru. O displăcea și mai mult pe Vasilisa. Într-o zi, fata a venit la serviciu într-o dispoziție bună și a intrat în tură cu Ion. Când doctorul a văzut-o, a zâmbit. Vasilisa, astăzi vom salva oameni. Salvarea e treaba dumneavoastră, Ion, eu doar ajut. Ion a privit-o cu atenție și a spus: Veniți la mine la prânz, vreau să discut cu dumneavoastră despre un pacient. Hai să bem o cafea și să vorbim. În acel moment, Ina trecea pe acolo. L-a auzit pe doctor propunându-i Vasilisei să vină la cabinetul său. Uitându-se fix la fată, nu a spus nimic, doar a trecut pe lângă ea. Iar Vasilisa i-a răspuns doctorului. Îmi pare rău, Ion, sunt ocupat în pauza de masă. I-am promis unei paciente că o voi ajuta cu telefonul ei. Nu reușește să dea de fica ei din străinătate. Doctorul a zâmbit, ei bine, dacă sunteți ocupată, Vasilisa, nu îndrăznesc să insist, dar voi fi foarte fericit dacă treceți pe la mine. Știu că sunteți o împătimită a cafelei. Mi-am cumpărat un aparat de cafea nou, aș vrea să vă ofer ceva de băut și să aud ce părere aveți. Poate o să trec, dar nu promit nimic. Ne vedem mai târziu, i-a răspuns Vasilisa și și-a văzut de treabă. Ina, în biroul ei, a meditat la situație. Nu era mulțumită de atenția sporită pe care tânărul doctor o acorda Vasilisei. Ina voia să-l cucerească și ea la doctor. Avea 37 de ani și era încă singură. Se gândea că Ion era o pereche bună pentru ea. Ea, însă, și era înaltă, frumoasă, ar fi fost o soție minunată pentru doctor. Vasilisa nu se potrivea în niciun fel în planurile ei de a-l cuceri pe doctor. Trebuia să facă ceva pentru a-și elimina rivala de pe câmpul de luptă, pentru a scăpa de ea. În război, toate mijloacele sunt bune. i a declarat mental război Vasilisei și avea de gând să acționeze acum. La pauza de masă a bătut la biroul lui Ion. Ion, pot să intru la dumneavoastră. Nu vă deranjez. Doctorul încerca să trateze pe toată lumea în mod egal. Dar îi plăcea foarte mult de Vasilisa. Iar pe Ina o trata cu amabilitate. El zâmb și i a răspuns asistentei șefe. Nu, nu am fost deranjat. Intrați. Doriți să vă torniște niște cafea. Ina și-a tras un zâmbet pe față care îi se părea adorabil. Oh, da, desigur că aș vrea o dorință arzătoare. S-a așezat pe scaunul din fața biroului doctorului și și-a pus piciorul deasupra altui picior. Înainte de a intra în birou, și-a desfăcut în mod deliberat nasturele de sus al halatului medical pentru a expune decoltul seducător dintre sâni. Ion i-a turnat cafea și a întins o cană cu un zâmbet. Ina a luat cana, ca și cum ar fi atins fără să vrea mâna medicului. Voiați să-mi vorbiți despre ceva? A întrebat Ion, așezându-se pe scaun. Da, am vrut să vorbesc cu dumneavoastră. Sunteți director adjunct, așa că am ceva să vă ofer. Olga este preocupată, nu vreau să o deranjez. Știți, mă interesează tot felul de inovații. Am dat recent peste o revistă medicală în care am văzut o reclamă la ultimele noutăți în materie de îngrijire a pacienților. Ar fi grozav dacă am putea schimba toate vasele. În secții nu sunt foarte confortabile. Pacienții se plân atunci când trebuie să le folosească. Poate ar trebui să ne interesăm de asta. Da, am observat deja asta. Vasilisa mi-a spus și ea că vasul este foarte incomod. Ina și-a strâns buzele, dar a zâmbit imediat. Da, Vasilisa, mai mult decât oricine altcineva, știe cât de incomode sunt. Ea este asistentă medicală, dar uneori nu-și face treaba. Vasele trebuie scoase de infirmiere. Vasilisa vrea adesea să facă treaba. Și știu de ce mulți pacienți o plătesc. Fata este gata să profite de orice oportunitate de a face bani. I-a spus Olgăi că este mai degrabă un șantaj și că poate fi reclamată oricând. Atunci întregul departament ar avea probleme. Ea extorcă bani de la pacienți. A întrebat Ion uimit. Nu știați. Toată lumea știe despre asta. Vasilisa se pretinde prea amabilă, încearcă să mulțumească pe toată lumea. Dar e doar o prefăcătorie. Este în avantajul ei să fie tratată bine. Pe mine nu m-a putut păcăli, sunt singura care poate vedea prin ea. Fata asta este foarte ipocrită și cu două fețe. Ion s-a uitat la Ina. Asistenta șefă a văzut îndoială în privirea lui a vrut să mai adauge ceva, dar doctorul a oprit-o, știți, Ina, nu am obiceiul de a discuta despre oameni pe la spate. Cred că dacă sunteți nemulțumite de ceva, ar trebui să vă duceți la Olga și să o lăsați pe ea să se ocupe de asta. Eu mă bazez doar pe propria mea părere și nu am nevoie de bârfe. Pur și simplu nu cred în ele. Dacă aveți dovezi de incompetența unui membru al personalului, cel mai bine este să discutați cu directorul. Eu nu pot decide nimic în acest caz. Sunt o persoană secundară în cadrul departamentului și acum trebuie să închei discuția noastră. Am multe de făcut. Ina și-a dat seama că a dat greș. Eu nu privea altfel acum. Nu mai exista nicio urmă de bunăvoință. A dat din cap cu răceală, lăsând-o să știe că putea pleca. Ei bine, asta era de înțeles. Invadând ceea ce era sacru pentru Ion, pe Vasilisa, pentru care se pare că avea sentimente. Ina a intrat și s-a îndreptat spre biroul ei. Își dădu seama că trebuia să acționeze mai radical pentru a scăpa de rivalul enervant care îi strica planurile și care își dăduse deja seama cum să o facă. Tot ce trebuie să fac este să aleg momentul potrivit și să-mi pun planul în aplicare trebuie să aibă grijă să nu-și atragă necazurile asupra ei. Ina nu trebuie să fie prinsă. A trecut o lună, Ion încă îi acorda multă atenție Vasilisei. Fata și-a dat seama că îi plăcea doctorul, dar nu voia să aibă cu el altă relație decât una de lucru. Vasilisa făcea tot posibilul ca relația de lucru să nu se răsfrângă în una personală. A discutat politicos, dându-i de înțeles că nu se putea aștepta la mai mult. Într-o zi, Ion a invitat-o direct la o întâlnire. Vasilisa, chiar îmi plăceți! Aș vrea să vă cunosc, nu într-un mediu de lucru. Aș vrea să vă invit să mergeți cu mine la cinema. Știu că veți refuza să mergeți la o întâlnire, mi-ați spus deja, dar să mergeți la cinema nu este o întâlnire, este doar o ofertă prietenească. Vasilisa nu a știut ce să spună. Nu mai ieșise de mult timp și își dorea foarte mult să meargă la cinema cu tânărul doctor. Dar a înțeles că acceptând îi dădea o speranță. Iar Vasilisa nu voia ca el să conteze pe mai mult. Îi plăcea să aibă un astfel de prieten, dar ca relația lor să nu se dezvolte mai departe. Mi-ar plăcea foarte mult să merg cu dumneavoastră la cinema. Ion, dar nu pot să fac asta. Am câteva motive importante. Și care sunt motivele? A întrebat doctorul cu interes. Vasilisa s-a încruntat ușor. Îmi pare rău, nu pot să vorbesc despre asta. Este o chestiune foarte personală. Îmi pare rău, trebuie să lucrez. Din acea zi, Ion nu i-a mai cerut Vasilisei o întâlnire, gândindu-se probabil că are pe cineva, nu va obține nimic. Cu toate acestea, a continuat să o privească cu interes și cu un zâmbet prietenos. Numai că Ina nu s-a liniștit. Femeia a continuat să se uite la Vasilisa cu o privire răutăcioasă. Dacă fata ar fi știut cum era asistenta șefă, ar fi fugit cu capul înainte din spital dar din păcate Vasilisa nu-și putea imagina de ce era capabilă Ina. Asistenta șefa secției de traumatologie era într-adevăr o persoană înfricoșătoare. Ea a decis să întindă o cursă Vasilisei. În timpul turei de noapte a fetei a dispărut o cantitate mare de medicamente. Vasilisa era responsabilă de aceste medicamente și totul indica faptul că ea le furase și a înscenat asistenta șefă. Dar nimeni nu știa despre asta. Ina a luat aceste medicamente acasă. Când a început procesul, medicul șef al spitalului, asistenta șefă au arătat că Vasilisa era responsabilă pentru medicamentele din acea zi. Medicul șef a întrebat-o pe Ina, dar ar fi putut Vasilisa să fure acele medicamente, iar asistenta șefă a răspuns afirmativ. Mi-a trezit întotdeauna suspiciuni. Prea politicoasă, atentă și prietenoasă. La toată lumea zâmbește. Ipocrită. Nu știi niciodată ce intenționează să facă. Situația cu medicamentele lipsă. Foarte suspectă. Ar fi trebuit să o supraveghez mai atent pe Vasilisa. Întotdeauna am avut încredere în intuiția mea, dar aici am sperat că fata este cinstită, și totuși lucrurile au scăpat de sub control. Acum sunt gata să fiu pedepsită pentru asta. De ce să vă pedepsesc eu pe dumneavoastră? Mi-ați spus adevărul. Nu există pedeapsă pentru adevăr. Apreciez că sunteți mereu în gardă. Ei bine, fata va răspunde pentru ceea ce a făcut va fi judecată în toată măsura legii. Nu voi permite nimănui din spitalul meu să se comporte în acest fel. Dacă ea crede că poate scăpa cu asta, se înșeală. Voi lua cele mai stricte măsuri, credeți-mă. Ina, mulțumesc pentru cooperare, apreciez foarte mult. Asistenta șefă era bucuroasă. Își făcuse treaba murdară, obținuse ceea ce își dorea. Acum Vasilisa nu-i mai stătea în cale. Spera că pentru mult timp, poate pentru totdeauna. Vasilisa a fost chemată de medicul șef, a încercat să demonstreze că nu a furat niciun medicament, ba chiar s-a oferit să-i se percheziționeze casa. Și sunt destul de sigură că nici la dumneavoastră acasă nu vom găsi vreun medicament. Ori ați scăpat de ele, ori le-ați vândut altcuiva. Așa că nu vă oferiți să ne percheziționați casa. Vom merge la poliție, iar poliția va decide ce să facă cu voi. Vasilisa a fost șocată, nu se aștepta ca lucrurile să meargă atât de departe. Dar începutul era făcut. Poliția a fost chemată la spital, iar Vasilisa a fost dusă la secție. Ea a susținut că nu este vinovată de nimic. Dar nimeni nu a auzit-o. Vasilisa nu avea bani pentru un avocat, așa că i s-a desemnat un apărător gratuit. Numele lui era Eugen. El a ascultat-o pe Vasilisa cu multă atenție. De dragul lui, ea s-a simțit încrezătoare că totul va fi bine. Eugen dădea impresia că este un specialist competent. Vasilisa era sigură că el va fi capabil să o protejeze. Cu toate acestea, lucrurile nu au decurs așa cum spera ea. Câteva zile mai târziu, avocatul ei a informat-o că o așteaptă o sentință lungă. Dacă nu mărturisea că a furat medicamentele, lucrurile ar fi fost și mai rele. Nu pot să mărturisesc asta. Nu am făcut-o eu. Vasilisa a devenit indignată. Avocatul a dat din cap cu înțelegere. Vă înțeleg, eu doar vă exprim opțiunile. Trebuie să vă imaginați ce vă așteaptă în orice scenariu. Vasilisa era îngrozită. În tot acest timp stătuse după gratii, iar apoi i-au pus o altă pușcăria și alături. Limba Vasilisei nu se întorcea ca să o numească o femeie normală. Pe fața femeii se vedea că fusese deja de mai multe ori la închisoare și avea tatuaje pe toate brațele. Părea că văzuse multe lucruri rele în viața ei. De îndată ce a fost pusă în fața vasilisei. Aceasta s-a uitat la ea cu o privire înfricoșată. Fata a încercat să nu o întâlnească în ochi. Stătea cu spatele la perete, dar chiar și cu spatele putea simți privirea acestei femei neplăcute. Vasilisa se temea chiar să meargă la baie, pentru că colega ei de celulă stătea lângă toaletă. I se părea că imediat ce își va da jos pantalonii, această femeie va sări pe ea. Așa că a așteptat până noaptea târziu ca colega ei de celulă să doarmă. Noaptea, Vasilisa se temea să meargă la culcare. În cele din urmă, somnul a învins-o și a țipit. S-a trezit când a auzit zgomote. Era întuneric în celulă. Vasilisa a ascultat, Zgomotele veneau din partea în care se afla Ligianul. Se auzea ca ceva șuierând și trosnind, ca și cum cineva ar fi bătut cu pumnii în podea. Sunetele erau cumva familiare, de parcă Vasilisa le mai auzise odată. Și-a strâns bine ochii și a ascultat. Și-a izbit-o o suna ca și cum cineva care stătea întins pe podea și-și scutura tot corpul, lovindu-se cu pumnii și călcâiele de podea. Vasilisa a sărit în sus și a spus încet. Fei, ești bolnavă. Nimeni nu a răspuns, iar fata a început să bâșbâie precaută spre locul de unde veneau sunetele. După câteva secunde, s-a împiedicat, s-a plecat și a bâșbuit cu mâinile. Imediat a dat peste colega ei de celulă. Trupul femeii era încordat ca o sfoară, tremura. Femeia făcea spume la gură, era o criză de epilepsie. Vasilisa era sigură de asta. O, Doamne! A șoptit Vasilisa. Ce putea să facă în întunericul total? Gura femeii era strâns încleștată. A încercat să o rostogolească pe o parte, dar femeia era atât de puternică încât Vasilisa nu a putut face față. Era ca și cum ar fi fost lipită de podea. Nu avea rost să vorbească, nu ar fi auzit și nu ar fi înțeles. Atacul fusese grav, Vasilisa a înțeles asta imediat. Fata a încercat să facă ceva pentru a o ajuta pe femeie, dar deodată a înghețat și a devenit moale. Vasilisa i-a palpat pulsul, nu avea puls, nu respira nici ea. Femeia intrase în stop cardiac. Fei ajutor, ajutor, vă rog, să vină cineva aici. Ajutor! e pe moarte. A strigat Vasilisa din toate puterile și, așa cum a putut, a început să-i administreze primul ajutor. A întins-o pe femeie pe podea, i-a dat jos cămașa. L-a rulat într-o minge și i-a pus-o sub gât. I-a înclinat capul pe spate și i-a făcut un masaj cardiac indirect. Acționat cu sânge rece, ca și cum ar fi fost la serviciu. Nu s-a gândit la faptul că stătea în închisoare, că era o pușcăriașă. Că ar fi putut fi bolnavă de orice. Vasilisa îi făcea respirație artificială, atingându-i buzele de cură. Fata se purta cu profesionalism. Îi făcea masaj cardiac, apoi respirație artificială. Apoi alt masaj cardiac, apoi altă respirație artificială, Apoi alt masaj cardiac și iar respirație pe gură. De câteva ori a mai strigat, cerând ajutor, dar nu a venit nimeni. Vasilisa a continuat singură, în întuneric total. Nu știa cât timp trecuse când, în sfârșit, femeia a tușit. Slavă Domnului, slavă Domnului, ești în viață! a murmurat Vasilisa, simțindu-și propria inimă bătând cu o forță teribilă femeia a gemut. Și apoi s-a aprins o lumină în celulă, la cătul a pocnit și gardianul a intrat. Cei cu toată agitația asta? Nu ați împărțit baia. Țit ca o nebună să-ți dau o palmă în cap. Ce se întâmplă? E bolnavă, a făcut o criză de epilepsie și a încetat să mai respire. I-am făcut masaj cardiac și am resuscitat-o, acum respiră singură vă rog chemați pe cineva să o ajute, trebuie să meargă la spital, a spus Vasilisa. Gardiana s-a uitat la ea și a ieșit repede din celulă fără să închidă măcar ușa. Vasilisa a rămas așezată pe podea, ținând-o de mână pe femeie. Pușcăriașa se uita drept în ochii ei cu o privire speriată. Nu-i nimic. Ești în viață, e în regulă, vei primi ajutor acum, nu-ți face griji. Vasilisa strânse strâns mâna ei. Câteva minute mai târziu au sosit ajutoarele, iar a adus o lumânare. Au încărcat-o rapid pe ele și Vasilisa nu a mai văzut-o niciodată. A întrebat-o pe gardiană dacă femeia era bine. Dar aceasta nu a făcut decât să pocnească. Ce-ți pasă, ai salvat-o și bine ai făcut, nu te mai gândi la ea. Cu toate acestea, Vasilisa a putut vedea că gardiana o privea acum altfel. Nu mai era la fel de furios ca înainte. Nu o mai înjura și nici nu mai țipa la ea. Vasilisa nu ar fi putut ghici că salvarea acestei pușcăriașe va ajunge la cineva mai sus. Dar aceasta nu era o situație obișnuită. Nu se mai întâmplase niciodată în pușcărie. Vestea că în celulă stătea o fată neobișnuită, care o salvase pe pușcăriașă de la moarte, efectuând masaj cardiac și respirație artificială în întuneric total, a ajuns la șeful pușcăriei. Directorul i-a povestit totul cu lux de amănunte. Fusese deja informat de către gardiană, care era în relație apropiate cu el câteva zile mai târziu. Gardianul a intrat în celula Vasilisei și a spus, vino, directorul vrea să te vadă. Directorul, care director? A întrebat Vasilisa cu nedumerire. A, dar ce alt director? Directorul de la pușcărie. Bineînțeles, grăbește-te, nu-i place să aștepte. Și nu-i spune nimic inutil. Dacă îi spui ceva despre faptul că a fost maltratat aici, o să ai probleme. Ai înțeles, doamna asistentă. Am înțeles, răspunse sec Vasilisa. Fata a fost escortată în biroul gardianului. Când a intrat, inima îi bătea nebunește. Simțea un fel de neliniște, al cărei motiv nu și-l putea explica. Ei bine, bună ziua, eroină! În instituția noastră nu a existat niciodată un astfel de caz, și nu am chemat niciodată deținuți la mine. Cred că salvarea vieții unei persoane, chiar dacă este vorba de o infractoare obișnuită, merită să-i mulțumești. A pronunțat directorul întorcându-se spre Vasilisa. Când Vasilisa i-a auzit vocea, Vasilisa și-a pierdut respirația pentru o secundă. A încremenit privindu-le pe director, apoi privirea i s-a oprit pe alunița de pe obrazul lui. Vasilisa nu a avut timp să răspundă. Șeful securității a intrat în birou. Rodion, trebuie să vorbesc cu dumneavoastră. Sunteți ocupat în acest moment? Da, sunt ocupat acum câteva minute. Voi ieși repede, doar câteva minute, răspunse directorul. Șeful a ieșit din birou și a închis ușa în urma lui. Vasilisa îl privea uimită pe bărbatul care stătea în fața ei a deschis gura, dar nu a reușit să scoată niciun cuvânt. Rodion s-a încruntat. De ce ești atât de tăcută, fată nepoliticoasă? Puteai măcar să o saluți pentru început. Și o ocazie atât de importantă ai fost chemat. A spus el Vasilisa, a simțit că îi se uscase gura. A tușit odată înainte de a spune. Rodion, chiar ești tu. Ce mai este și aceasta? Ce vă permiteți? Că ne cunoaștem. Câteva secunde a tăcut, apoi s-a apropiat rapid de Vasilisa. S-a oprit la un pas de ea și a spus încet. Vasile, Vasilisa, tu ești. Vasilisa a dat din cap, uitându-se la Rodion. Vasilisa, chiar e adevărat că ești tu? Spus din nou Rodion. Fata a dat din nou din cap lacrimile îi veneau un ochi. Rodion s-a apropiat și mai mult, a ridicat mâna și a atins obrazul Vasilisei. Fata și-a strâns ochii cu putere. Am crezut că nu te voi mai vedea în viața mea. Am visat că ne vom întâlni într-o zi, dar nu m-am gândit niciodată că se va întâmpla așa, aici. A spus Rodion, mângându-i ușor obrazul. Vasilisa a simțit că o senzație ciudată pune și a stăpânire pe ea. Simțea că e pe punctul de a izbucni în lacrimi din cauza acestei senzații ciudate, tremurând din tot corpul. Apoi Rodion a îmbrățișat-o strâns și Vasilisa s-a prăbușit în brațele lui. Vasilisa, ce frumoasă ești! Mă bucur să te văd din nou! Au rămas îmbrățișați și fiecare dintre ei se gândea la ceva diferit. Fata și-a amintit de acea vară în care a fost cu adevărat fericită, când a ieșit cu un grup de băieți din sat, când l-a întâlnit pe Rodion, când a simțit pentru prima dată ceva ce încă îi mai rămăsese în suflet. Și Rodion s-a gândit la toți cei 14 ani în care nu uitase de Vasilisa, visase să o găsească, să o revadă. Dar era sigur că ea luitase de mult de el, că acea vară pe care o petrecuse în sat fusese ștearsă din memoria ei pentru totdeauna. Dar ea și-amintea de el nu el a recunoscut-o, ci l a recunoscut pe el asta însemna că în toți acești ani și el fusese în memoria ei. În sfârșit Rodion și-a deschis brațele. A luat-o pe fată de mână și a condus-o la biroul său. Stai jos, ai devenit așa de palidă să-ți dau niște apă. A întrebat el Vasilisa încă mai putea vorbi. A dat din nou din cap. Rodion i-a turnat un pahar cu apă. Vasilisa a început să o bea cu lăcomie. A mutat un scaun mai aproape de ea. Și s-a așezat. I-a luat paharul gol din mâinile ei și l-a pus pe masă. Apoi a întrebat în liniște. De ce nu te-ai mai întors niciodată în sat? te-am așteptat, toți te-am așteptat. Toată vara te-am așteptat. Eu te așteptam fiecare vară cât timp am locuit în sat. Nu am putut, mama nu m-a lăsat să plec și după moartea bunicii vânduse și casa. Unde trebuia să vin și la cine? Răspunse Vasilisa. La noi. La mine. Mama nu s-ar supăra să locuiești cu mine, sunt sigur de asta. O iubea foarte mult pe bunica ta și nu și-ar fi abandonat niciodată nepoata ei. Dar eu nu știam asta, iar mama nu m-a lăsat. Ura satul și, când am crescut, eram sigură că nu avea rost să mă întorc. Ce nevoie aveau de mine băieții care petrecuseră doar o vară cu mine? Eram sigură că toată lumea mă uitase. Nimeni nu te uitase, cel puțin eu mă aminteam de tine mereu și atunci șeful securității s-a uitat din nou în birou. Rodion, veți fi liber în curând. Nu, nu în curând. O să te sun eu sum mai târziu, voi fi ocupat mult timp. A răspuns Rodion fără ca măcar să se întoarcă în direcția angajatului său. Șeful securității a închis cu nedumerire ușa biroului. Rodion s-a îndreptat din nou spre Vasilisa. Ce s-a întâmplat cu tine? Cum ai ajuns aici? În primul rând, cum ai trăit în tot acest timp? Vasilisa i-a povestit despre viața ei, i-a spus că tatăl ei a părăsit, iar apoi mama ei a părăsit-o când s-a recăsătorit, că în tot acest timp a trăit singură și că nimeni nu a ajutat-o, i-a povestit cum a lucrat ca infirmieră noaptea. Apoi a lucrat ca asistentă. I-a spus că i s-a întins o cursă, că nu a furat niciun medicament. Nu existau dovezi că ar fi făcut-o, dar acuzarea a susținut contrariul. Nu am furat niciodată nimic, oricât de greu mi-ar fi fost. Întotdeauna m-am bazat pe forțele proprii. Preferam să mor de foame decât să le iau pe cele ale altcuiva. Cum au putut să creadă că aș putea face așa ceva am muncit întotdeauna conștiincios. Nu am făcut niciodată nimic rău nimănui. Vasilisa a plâns. A întâlnit un suflet asemănător și dintr-o dată s-a simțit slăbită. A simțit că nu mai poate face față tuturor greutăților vieții singură. Ea nu avusese niciodată nevoie de nimeni. Nici de tatăl ei, nici de mama ei, nici de altcineva. Acum se simțea cu adevărat implicată și pur și simplu nu se mai putea abține. De ce se întâmplă totul în viața mea? de ce oamenii se îndepărtează de mine ca și cum aș fi un monstru oribil? Am urmărit ea printre lacrimi. Rodion și-a pus brațul în jurul ei și și-a apăsat fruntea pe a ei. Vasilisa, să nu plângi. Nu mai ești singură. Nu te voi părăsi, nu te voi părăsi niciodată. Te-am găsit și nu vei mai dispărea. Nu voi lăsa să se întâmple asta, ai auzit și nu vei mai fi niciodată singură. După câteva minute și Vasili s-a reușit să se liniștească. Timp de încă o oră și ceva au vorbit. El l-a întrebat-o despre toate detaliile vieții, i-a pus întrebări. Apoi a povestit despre el însuși. A fost foarte norocos că la 26 de ani devenise șef. A spus că încă nu era căsătorit, pentru că nu o întâlnise pe cea care să-i atingă inima. Nimeni nu mi-a putut cuceri inima. Și știi de ce? Pentru că în urmă cu mulți ani i-am dat-o unei fete frumoase. Vasilisa s-a înroșit. Nu știa ce să spună, doar se holba la rodin în tăcere. Știi ce vreau să spun? A întrebat el, cred că da. A spus ea în tăcere. Rodion a râs. Știi, am o mulțime de relații, nu sunt ultima persoană din oraș. Spre deosebire de viața mea personală, cariera mea a mers bine. O să aflu de ce ai fost tratată în felul acesta și cine complotează împotriva ta. Te voi ajuta, mai auzit. Nimeni nu te va băga în închisoare pentru nimic. Nu voi lăsa să se întâmple asta. Vom găsi vinovatul. Mă crezi? Vasilisa a dat din cap. Minunat, a adăugat Rodion zâmbind, sărutându-i mână. Rodion era într-adevăr bine conectat. Găsise cel mai bun avocat din oraș. Cazul Vasilisei a fost rezolvat destul de repede. Se pare că existau martori care arătau că nu Vasilisa fusese cea care furase medicamentul. Unul dintre infirmiere a văzut-o pe făcând-o, numai că ea era îngrozită de asistenta șefă. Dar cu ajutorul unui avocat, asistenta a devenit un nou martor în instanță și a confirmat că medicamentele lipsă erau opera asistentei șefe a unității de traumatologie. Vasilisa a fost achitată și eliberată. Ina a fost arestată. Femeia se sfâșia și se zbătea, dar nu putea face nimic. După infirmiera care a depus mărturie împotriva Inei, au apărut și alte persoane care erau nemulțumite de activitatea asistentei șefe. Jumătate din secție a spus că Ina era geloasă pe Vasilisa pentru că era bună și grijulie și că voia mereu să scape de ea. Ina a fost condamnată și încarcerată. Medicul șef și șeful secției de traumatologie și-au cerut scuze Vasilisei. Au rugat-o să se întoarcă la muncă, ba chiar i-au oferit postul de asistentă șefă. Dar Vasilisa a refuzat. Amintirile legate de acest loc de muncă erau prea grele și neplăcute. Ea nu mai dorea să lucreze aici. Rodion chiar și-a ținut promisiunea și a fost mereu alături de Vasilisa. Au vorbit toată seara prin toate schelele. Au vorbit toată seara nu se mai simțise niciodată atât de fericită, deși se întâmplase odată cu 14 ani în vara când l-a întâlnit pe Rodion. Tipul s-a oferit să o ducă pe fată în sat, la mormântul bunicii ei, pentru că Vasilisa nu fusese niciodată acolo. Mama ei nu o dusese niciodată la cimitir și ea însă și nu fusese niciodată acolo. Mormântul era îngrijit de vecinii Ninei, care o iubeau mai mult decât pe propria lor fiică. Vasilisa, bineînțeles, era de acord. Când era lângă mormântul bunicii ei, Vasilisa i-a spus lui Rodion: Știi, acum mi se pare că nimeni nu m-a iubit cu adevărat în afară de bunica mea. Acea vară a fost cel mai fericit lucru din viața mea. Bunica ținea cu adevărat la mine și la mama. Iar mama, Mama a fost mereu cam distantă, iar despre tata nici nu mai vorbesc. Nici măcar nu știu cum de-am continuat să am încredere în oameni cu o copilărie atât de dificilă. Poate că pur și simplu ai simțit că totul va fi bine, a întrebat Rodion. Poate speram că toate lucrurile rele se vor sfârși într-o bună zi și vor veni vremuri mai luminoase și voi întâlni pe cineva care nu mă va părăsi niciodată și care nu va mai fi niciodată singură. Eu voi fi eu acel om. Voi fi cineva care nu te va părăsi niciodată. Doar că am o singură condiție. A spus serios Rodion. Care? Vasilisa s-a uitat la el speriată. Rodion zâmb și o luă de mână. Este o condiție foarte simplă. Trebuie să te căsătorești cu mine. Să mă căsătoresc cu tine? A spus Vasilisa confuză, iar Rodion a dat din cap. Te vei căsători cu mine, Vasilisa. Fața fetei se transformă într-un zâmbet fericit. Da, Rodion, mă voi căsători cu tine. El a îmbrățișat-o strâns pe Vasilisa și au stat mult timp lângă mormântul Ninei. Vântul răscolea părul fetei, Rodion a inalat parfumul lor și a fost recunoscător destinului că i-a oferit șansa de a fi din nou alături de omul la care visase atâția ani.